Dacă selectăm tovanele, un factor de rezultate, putem afla forțele ce apar în fiecare toron. Deci, în parte de rezultate, pentru calculul acesta de elemente prefabricate, am acces și la efortul toron. Și, practic, aici văd pierderile de sarcină, ca asta pot vizualiza, că pe baza lor pot calibra datele din fabrică sau se impun. Toranele se pot selecta. Dacă nu le văd, în momentul în care sunt în rezultate, mă duc în setări parametri vizualizare, beton și pot afișa armătura și toranele sau, dacă nu vreau armătura, pot să mă asigur că nu am armătură de rezistență etrier, ci o să văd doar toranele. Deci astea să le mențin bifate. Asta în ideea că o să-mi apară niște diagrame în jurul acestor elemente și să pot să le vizualizez. Să dea actualizare. Ne face o diagramă. Și dacă intrăm în previzualizare, înțelegem mai bine ce înseamnă acea valoare de 13.069,98. Deci sunt niște pierderi din lunecare, din relaxarea toronului, încât în zona aceasta de vârf se transmite un efort de întindere pe secțiune mai mic față de cel dat de forța de tragere. Deci ne apare pentru el dă, face o numerotare a toranelor. Dacă am lăsat tot, s-a luat pentru cel mai solicitat. Efort după ancorare transfer în megapascal. Îmi dă în zona 0, în zona 1, deci la 0 față de capăt, la 0 metri sau la 1 metru. Și am aceste valori și o descriere a ce înseamnă LD, pierdere din cauza pretensionării secvențiale plus pierdere din cauza deformațiilor betonului. Și avem un 340 de megapascal. Secele, pierdere din cauza fluajului. S-a înregistrat ceva. Pierdere, schimbare pretensionare cauzată de încărcare utilă. Și pierdere, schimbare pretensionare cauzată de încărcare utilă ca valoare maximă. Deci minim, am luat un minim și un maxim. Efort minim în etapă și efort maxim. Și asta ne indică în zonele acestea și există și varianta de raport detaliat. Dacă aleg un toron și merg pe acest, actualizez. Deci acum pentru toronul selectat pot vizualiza pierderile. Și totodată pot comuta între torane să văd aceste valori. Deci sunt mai multe create, sunt numerotate și are și textul ăsta, se mai poate scala sau graficul ca să-l vizualizez la o anumită scară. Dacă revin în partea de beton, beton avansat, pot verifica armătura pretensionată de curent în combinația aceasta ULS. Se dau o actualizare. Bun. Am obținut aici o diagramă, deci avem o depășire inclusiv în aceste torane de 14%.
și pot să apoi vizualizez rezultatele. Am obținut acum verificarea armăturii pretensionate în detaliu și vedem exact aceste tensiuni sigma influențate de transfer, de pierderile de sarcină și niște concluzii. Efortul pe ancorare este mai mare decât efortul permis, efortul după pierderea de lungă durată este mai mare decât efortul permis. Deci ar trebui scăzută forța de pretensionare sau înlocuit toroanele, că e clar că de aici au plecat problemele. Adică logic ar fi fost să începem de la verificarea efortului admisibil în beton, apoi verificarea armăturii pretensionate și dacă acestea erau în regulă, abia apoi verificarea capacității secțiunii. Orice modificare a toroanelor necesită recalculul structurii pentru că se schimbă distribuția de forțe. Și pentru SLS, dar nu o să merg la SLS dacă nici SL1 ține, avem verificare de formație liniară unde ar trebui să mergem implicit ancorat SLS și este o verificare de stare limită de serviciu, de exploatare, se verifice săgeata. Deja o văzusem cam cât era de 1,5 cm. Programul poate verifica și detalii constructive și aici se referă la distanțe între bare, minime, maxime și pot scoate și un extras de armătură pretensionată, deci un extras de toroane și extrasul de armoare îmi scoate armătura clasică sau armătura pasivă. Deci pot să văd ce înseamnă ca și kilograme pentru soluția propusă. Și de asemenea voi face și câteva schițe cu acest model.